Te rog, ce spunem când ne întâlnim? Bine ați venit la lecția cu Prof Online. Deci bine ați venit la lecția cu Prof Online și ca de fiecare dată spunem cu toată convingerea că îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute și să facem din nou o lecție frumoasă. Deci ce să zicem? Doamne ajută! Doamne ajută! Așadar, cu ce să începem cu altceva decât cu ce ai avut tu ca temă? Da. Ca temă mi-ați dat două înmulțiri, adică o mulțire. Să o fac, să schimb termenii și apoi să fac și împărțirea. Și mi-ați dat metoda grafică, acea problemă în care A e 150, B e 125 plus... B este... ce am zis? B este 275 și C este 50, atât. Da. Deci să luăm pe rând. A fost prima chestiune aceea în care ai luat cele două numere. Ți le-am dat eu sau le-ai avut tu numerele? Mi le-ai dat. Eu ți le-am dat, nu? Cele două numere. Da, și sigur că te-ai descurcat, dacă poți să-mi și le arăți. Așa. Bun. Și ai făcut și împărțirea pe rând, nu? Da. De fapt, aveai de făcut împărțirea pe rând la unul din factori, obțineai pe celălalt. Și cum la celălalt factor și obțineai pe... Ai făcut la unul din ele. De acord. Dar acum la tablă, că eu nu... Luăm alte două numere și lucrezi la tablă. Așa le știți, le faci cu toată convingerea și lucrezi acolo și mi-arăți cum lucrezi tu foarte bine. Nu? Nefiind, de fapt, decât un antrenament. Deci te rog pe tablă să mulțești și să împarți numerele. 743 ori 958. Și în loc să mai... să văd eu. Eu văd acum dacă tabla o ții așa un pic acum. Nu văd. Da, mai mult un pic. Nu, eu am și să-i dar că nu vedeți fiindcă nu scrie foarte bine. Sau poate lumina. Nu, dar nu, n-am părăci care să scrie cât să vedeți adică foarte pronunțat. Adică aici e scris, uite, dar nu vedeți. Da, bun. Dar în timpul ăsta, în timp ce tu lucrezi, în timp ce lucrezi și vorbești. Și eu mă uit și eu pe caietelul meu. Deci și vorbești. Dar stai să văd dacă altă culoare vedeți mai bine. Un pic, dacă tabla ar fi un pic mai întoarsă, imediat. Cred că dacă ai avea un negru s-ar vedea foarte bine. Păi am, dar uitați. Ia să vedem. Că nu am loc aici. Așa. Ia să vedem. Da, să vede un pic. Da. Descrie, te rog. Vorbește. Stați că am șters 700... 743 ori 958. Uite așa, că tu îți dai și tu seama. Oh, ce minunat este. Tu îți dai și tu seama cum se vede. Da, așa e foarte bine. Te rog. Bine. Sper să vadă și la cameră. Da, este excelent. Deci prima dată avem cu 8. 8 între 24, scrie 4. Am zis, da, și ținem 2 în minte. Apoi zicem 8 ori 4, 32, cu 2 din minute, 34, scriem 4, ținem 3 în minute. Uite, minunat! Foarte repede se șterge, este minunat! Da. Și acum avem 8 ori 7, 56, și cu 3 din minute, 59, și scriem 59. Și acum avem cu 5. Da. 15. Asta, spunem un 0. Da. Foarte bine. Foarte bine se vede. 15. Scriem 5. Ținem 1 în minte.
5 ori 4, 20. Și cu 1, 21 scriem 1, ținem 2 în minte. Și 5 ori 7, 35 scriem 35 și cu 2 din minte 37. Și da. Prea m-am încadrat. Am văzut, dar nu-i nimic. Pe următoarea situație o să o scrii pe rama tablei, așa, ca să ai tu. Știi, da, mai avem de mulțit cu încă o cifră. Pe margine. Sigur că, sigur. Acum cu 9. Da. 27, asta îți punem 20. Da. 20 și apoi zic 9 ori 3, 27, scriu 7. Noi în minte. 9 ori 4, 36 și cu 2 din minte 38, scriu 8 din 3 în minte. Și mai am 9 ori 7, 63 și cu 3 din minte 66. Se vede pe ramă? Da, foarte, foarte, foarte bine. Așa. Pe prima coloană avem 4. Da. Aici avem 9. Aici facem 9 plus 1, 10, cu 7, 17. 7, ținem pur în minte. Avem... stați. 1 plus 8, 9. Și cu... 9 și cu... Nu, deci 5 plus 7, 12, cu 8 plus 1, 9, 21. Așa. 1, 2 în minte, 3 plus 6, 9 și cu 2 în minte, 11, 1, 1 în minte, plus 6, 7. 711.794. Deci 711.794. Și acum, în partea dreaptă, în spațiu liber, schimbă între ei. 958. Așa, acolo. Da? Și apoi da, e minunat. Eu pur și simplu nu mai vorbesc de bucurie. Crede-mă. A fost surpriza cea mare. Și acum, după ce rezolv și se umple și șterg, după aia să mă uit pe filmare și o să-mi scriu pe caiet? Păi asta e, măi, asta e minunată chestie. Deci asta tu vei fi... Dar cum te uiți pe caietel, ca să înțelegi? Le faci tu independent și te uiți numai la răspunsuri. Nu copii de pe filmuleț. Adică mai faci încă o dată, deci asta e marea, marea filozofie. Că așa noi facem, știi ce mi-ai făcut tu? Deci nici nu pot vorbi. Că eu mă tot gândeam cum să te pot duce ușor, ușor spre filmulețe ca să urmărim amândoi filmulețele. Dar ideea asta este senzațională. Că noi o să lucrăm numai pe tablă, ți se pare șocant. Șocant ți se pare. Numai pe tablă. De la început, că doar aveam tablă de la început. Dacă nu ai spus, dacă n-am știut, na, eu am zis că cine știe cum că se... Nu m-am gândit la asta. Da, este spectaculos. Ăsta e lucrul cel mai important, că știi ce făceai? Tu scoteai căiețelul, mi-l arătai, eu nu ne înțelegeam. Era foarte greu. Pe partea asta am și cu crete, dacă vrei. Eu atât de bucuros pe partea asta, încât acum nu mai am decât... să te rog în continuare să lucrezi, că știi ce să faci, este minunat. Te rog. Este mult mai ușor așa. Da, măi, da, eu ce spuneam? Ți s-a părut că... Da. Deci este minunat. Poftim. Acum facem cu 3. 24, scriem 4. 23 în minte. 3 ori 5, 15. Și cu 2 din minte, 17. Scriem 7.
3 ori 9, 27 și cu 1 din minte 28. Acum cu 4. Da. 4 ori 32 este scris. Scriem un 0. Îl scriem un 0 și acum putem zice 4 ori 32. Scriem 2, ținem 3 minte. 4 ori 5, 20 și cu 3 din minte 23. Scriu 3, ținem 2 minte. Și mai avem 4 ori 9, 36 și cu 2 din minte 38. Punem 2 0. Și începem cu ultima cifră. Avem 7 ori 8, 56. Cum vorbim? Am ajuns la cifra sutelor. Știi cum te rugam? Începem cu cifra sutelor. Așa. De aceea cifra sutelor înseamnă 2 zerouri la sfârșit. Debutez cu 2 zerouri sau încep cu 2 zerouri și iată așa. Continuăm. Te rog. Foarte clar. Stai, dau aici camera. Da, Gina. Să rămână, Gina, poftim. Și Catrigin. Da, mă, nu mai zice Catrigin, acolo, că știi cu lasă mândată. Acum, da, așa. Dar era și ce Catrigin, ia vezi tu acolo, trebuie să mai găsești. Da, că știi că l-am luat, mi-au zis fetele la un moment dat, ce Catrigin, că e bun și nu știu ce, și am luat atunci. Caută-l dacă nu-l deci dacă nu-l găsi. Dacă nu-l găsești, nu găsești Catridinul, atunci îmi spui, da? Ca să știu mine. Așa. Uite de pe acolo, în toate alea. Bine. Da, am mai dat și un... Deci nu are importanță. Important să fie eficient și să putem rezolva problema. Da? Cum știi tu? Dar să vedem care e eficientă, da? Da, Gina, așa facem. Am înțeles. Da. E greu tare, nici nu mai comentam. Da. Așa facem. Da. Bine. Pa, să rămână. La revedere, să rămână. Așa. Am explicat practic la cameră cum să fac. E, asta e minunat. Este minunat. Te făceam, uite așa. Da, că eu am vorbit între timp la telefon și tu ai arătat exact la cameră cum ai procedat. Este minunat. Răspund. Nu mai trebuie să mai comentăm nimic. În timp ce lucrezi și vorbești degajată și știi ce este acum? Este secvența în care tu o faci pe profesoara. Da? Deci da. Este secvența în care tu o faci pe profesoara explicând toate aceste lucruri. Și acum, deci ai prins, ai același răspuns și ești foarte fericită. Acum, când aveam aceste numere și trebuia să le adun, am uitat să mă, adică nu m-am uitat aici, am și uitat de. Am înțeles. Sigur că așa trebuie făcut ca să ajungem la același răspuns. Acum vreți să fac împărțire? Deci spunem prietenilor noștri că acum tu mai ai o secvență prin care faci dovada că lucrul este corect, împărțind rezultatul în mulțirii la unul din cei doi factori. Odată deci, la
Da? Și trebuie să-ți dea 743 și pe urmă la 743 să-ți dea. Scrie-ți pe un căiețel Nu, ștergi în partea dreaptă, că e spațiu mai mare. Deci în partea dreaptă a tablei ștergi. Și să-ți lași răspunsul, doar atât e important. Răspunsul să l-ai scris. 700. Așa. Oricum o să-mi transcriu după lecție. Sigur că da, sigur că da. Asta e treaba care o faci tu pe căițelul tău, dar pentru film, filmul acesta poate fi văzut când tu vei hotărâ de mulți prieteni, dacă vrei să-l introduci pe internet, când va fi, când tu te vei simți bine și confortabil, îl poți pune pe un cont al tău și să faci construcția asta. Dar păi, ștergi un pic mai în dreapta. Eu mă gândeam să ștergi pe asta din dreapta, invers. Dar e important să ai numărul scris. Scrieți numărul și până poți să ștergi totul. E vorba de 711.794. L-ai acolo scris, nu? Sau pot să șterg așa. Așa, așa. Toată aceea o ștergi. Da. Și rămân astea două, ca să știu la ce. Așa, așa. Perfect, perfect, perfect. Aleg la 958, că e primul, și apoi fac și la ăsta. Așa. Dar explică-le, fiindcă am la împărțitor trei cifre, ca să înțeleagă toți. Da. Împărțitorul meu este... Vorbește așa, explică-le. Deci... Încep împărțirea. Și prima dată luăm patru cifre. Nu, luăm trei cifre. Că te uiți așa, împărțitorul are una, două, trei, nu? Împărțitorul e 958. Împărțitorul e 958. Are el trei cifre. Și atunci... Deci, împărțitorul are trei cifre. Este mai... Și iau și eu tot trei cifre. Pune eu câte un punctuleț deasupra. Pune câte un punctuleț deasupra sau liniuță, cum știam noi. Așa. Dar trebuie să mai luăm o cifră. Așa, observ că cele trei cifre formează numărul 700. Asta e mare și dacă aș pune... Adică n-are cum. Dacă pun numărul tot de mai mare și n-am ce să scal. Exact, exact. Iau și pe 7. Exact. Deci, luăm 7117. Da. Așa. Așa, acum pot să dau mai mult. Minunat, minunat. Da, poate nu mi-am stat. Te vede? Da. Deci am zis că luăm cele patru cifre. Desigur că dacă ne gândim ar merge de 7 ori. Și ca să înțeleagă prietenii noștri, spui așa, ca nou în primele două cifre. Este vorba de 71. Ar părea de 10 ori. Nu, de 10 ori nu se poate. Pentru că nici nu poate intra în discuție. De 10 ori nu e o cifră. Noi căutăm o cifră, deci maxim până în 9. Da. Și acum, prietene, ar putea să te întrebe. Bine, dar ca 9 în 71. 9 ori cât fac aproape 71? Păi, ori 8 de 72. Așa explici. Și depășește. Așa insistă. Da? Și atunci iau de 7 ori. De 8 ori nu se poate. Și acum zicem 7 ori 8, 56. 6 sub 7. Așa. Că doar 4 cifre am luat. Exact. Așa este. 7 ori 5, 35. Și cu 5 din, și cu 5 din 40. Și scriem 0 sub 1 și ținem 4 în minte.
Deci 4 în minte. Așa. Și ultima dată 7 în 9, 63. Și cu 4 din minte, 67. Și uitați, este mai mic, deci este foarte bun. Perfect. Și tragi în linie. Și scădem. 7 minus 6. 1. 1 minus 0. 1. Și aici 1 minus 7 nu se poate. Și deja în punctulețele astea, că am luat 4 cifre, adică și eu trebuie să mai pun un punctuleț, că m-am promut acum, dar... Bun. Bun. E deja pus aici. Da. Și zic 10 min... 10 min... minus 13, da. 10 min 7, 3, plus nimic de aici, 3. Și aici încă m-am promutat, mi-a rămas 6. Minus 6, zic. 311. 311 este mai mic decât 958, deci este foarte bine. Este esențial, esențial. Să știi că foarte puțini sunt cei care știu chestia asta. Noi am descoperit și suntem foarte atenți ca să vedem că am luat... Descoperit multe lucruri. Da. Că vorbim și pe noi. Da. Ca să putem și noi să facem. Acum, ar merge de 4 ori, și dacă m-ar întreba... Dar explică-le, prietenilor, primele două cifre, care sunt... Spune-le tu, primele două, ca nouă, în primele două cifre, de la rest. Restul câte este aici? A, deci, mereu... Restul, ăsta e împărțitor. Restul care l-ai construit tu, ai coborât și pe nouă, nu? 74, vreți să spuneți ca nouă 74? Ca nouă în 7, nu 74, aici este câtul care îl construim. Dar aici este nouă, cât ai să zici tu aici, când ai făcut scăderea, că eu nu văd bine. Aici? Numărul acela de la scădere, care a rezultat? Numărul cât este? 311. Așa, ca 9 în 31. Ca 9 în 31. Deci, a, deci luăm numai două cifre. Așa. De 4 ori, nu? Da, deci luăm numai pe 31. Cred că luăm 311 tot. Deci ca 9 în 31 a spus? 3. Păi. Nu așa este? 31 este. Așa. 4, 9 fac 36. Înseamnă că am greșit ceva la scădere. Mai reluăm scăderea asta. Deci când am făcut scăderea aici, deci ceva s-a întâmplat. Înainte de a coborâ pe 9 sau pe 7. 6, 1. Așa. Deci e bine. 1, 1, 0, 1. 1, minus 7, nu se poate. Ne-am promutat aici. Și am zis 10 minus 7, 3, plus nimic, 3. Și aici ne-am promutat 6 minus 6, nimic. Bine. Deci 5 din 6, cât ai spus că face? 5 din 6, 1, nu? Da. Nu ți-a rămas un 1. Dar care e 5 din 6? Dar aici, cât este la mulțirea care ai făcut-o tu... Cu 7, 7 ori 8, 56 este, nu? 7 ori 8, vreți să spuneți că aici am greșit? Păi, nu știu unde e greșit, hai să reluăm de acolo, 7 ori 8. 7 ori 8, 56, am scris 6, am ținut 5 în minte. Bun, așa. 7 ori 5, 35. Când am scris 5, am scris plus 5 din minte, 40, am scris 0. Aha. Cu 4 minute, 67. Deci e bine. Bun. Și acum, începem scăderea, te rog. 7 minus 6, 1. Da. 1 minus 0, 1. Bun. 1 minus 7, minus 7 nu se poate și m-am promutat aici. S-a zis 10 minus 7, 3, plus 1, 4. Ah. Nu plus nimic. Plus 1, plus 1, sigur că da. Plus 1 că nu... Asta-i. Eu când am luat 4 cifre, am pus punct și de asta am crezut că am împrumutat. Sigur că da. Deci 4.
3, 6, 9, 6, nimic. Deci 411. Și restul este, spune-l tu? Restul este 411, care este mai mic decât împărțitorul nostru, deci este bine. Excelent. Îl coborăm pe 9. Bun. Am zis aici că merge de 4 ori. Dacă explică-le colegilor că tu ai gândit așa, e 400, ca 9 în 40, nu? 41, ca 9 în 41, în primele două. 9. Păi avem, da, deci 9 de aici în primele două. Da. Deci 9 în 41, păi ar fi dacă ar pune 5, 45, deci 4, 37. Asta, așa, asta vreau să le explic colegilor, prietenilor noștri. Deci de 5 depășește, le iei de 4 ori. 4 ori 9, 36. Deci merge. Și acum începe. 4 ori 8, începe treaba. Ok. 4 ori 8, 32. Scriu 2, țin 3 în minte. 4 ori 5, 20. Cu 3 în minte, 23. Scriu 3, țin 2 în minte. 2 în minte. Și avem... Da, 4 în 9, 36 și cu 2 din minte, 38, scrie 38 aici. Rezultatul este 3832, tragem linie, scădem. Și avem 9 minus 2, 7, 1 minus 3 nu se poate, ne împrumutăm aici. Deci ne împrumutăm aici. Așa. Și acum zicem 10 minus 3, 7, plus 1 de aici, 8. Aici m-am împrumutat și nu pot. Dar nici dacă nu m-am împrumutat, tot nu puteam. Și m-am împrumut aici, la 4. Și zic 10 minus 2, nu, 10 minus 8, 2, plus nimic, 2. Și aici m-am împrumutat, mi-a rămas 3 minus 3, nimic. 287. Acest 287 este mai mic decât împărțitorul nostru. Deci este bine. Și îl coborăm și pe 4. Bun. Și merge de 3 ori ca 9 în 28. Asta vreau să punctez de fiecare. 9 în 28 de 3 ori. Corect. Dacă vă întrebați de unde am scos eu 3, am două răspunsuri. Ca 9 în 28 și ca 3 de la rezultat. Da, asta pentru că tu te inspiri de aici, că știi unde trebuie să ajungi. Dar tu, ca și cum nu știi asta, să zicem așa, da. Și prietenii tăi trebuie să facă împărțirea, tu le spui, așa gândesc, așa judec. Da? Da. Și atunci, continuăm, 3 ori 8. Așa, 3 ori 8, 24, scriu 4, țin 2. Și ești fericită, încep să fiu că... Corespunde da, cu 4, da? Să fie la fel, ca să ne poată da. Exact, sunt dea 0 la scădere, da, corect? Da. 3 ori 5, 15 și cu 2 din minte, 17. Încerc să fie mai ce zice. Așa. Și 3 ori 9, 27 și cu 1 din minte, 28 și sunt maxim de fericit. Și dacă scad? Deci, unde? Excelent. Excelent. Deci, iată, așa stai. Spune, dragilor, și repetă, deci, cum începem? Da, hai să schimbăm. Hai să schimbăm între ele și facem cealaltă și cu asta le și explicăm de la început, da? Deci, o facem și pe cealaltă și apoi le explic. Nu, dar le explici în clipa în care facem lucrarea. Pe noua situație. Okay. Da, da. Deci, dacă aș lucra aici, vedeți? Da. Cum să mă pun aici în cap? Stai, puțin. Că iau un scaun cu care nu-l cap. Dacă iau un scaun. Stai. Drag, bravo, bravo. Este excepțional. Excepțional. Așa, deci unde mi-am lăsat eu carioca? Aici. Și deci scriu partea asta aici. Da. Ce am?
Același de împărțit, același rezultat, acum? Același de împărțit, dar nu sunt în cap. Ba da, țin cap. Împărțit de data asta la celălalt împărțitor. Da, 743. Ca să-mi dea 958. Exact. Și acum încep să explic. Și ca să înțelegeți de ce fac, adică de ce au atâtea cifre, de ce se împarte de atâtea ori, de ce asta este. Prima dată am luat 3 cifre, dar nu putem. Adică am luat 3 cifre. Fiindcă atâtea are împărțitorul. Împărțitorul, da, e 7. Dar trebuie să mai luăm o cifră ca să putem să împărțim. Corect. Și punem câte un punctuleț și luăm 4 cifre. Da. Și merge de 9 ori. Ca... Din ce? Din ce motiv? Ca 7, ca 9, ca 7 în... Așa? Ca 7 în? Ca 7 în 71? Nu. Da, ca 7 în 71, ai zis bine. Dar nu poate fi de 10 ori, așa explicăm, da. Nu poate fi de 10 ori, noi de o cifră vorbim și cea mai mare cifră care o luăm este 9, poftim. Și avem, prima dată, 9 ori 3, 27, scriem 7, sub 7. Da. Și ținem 2 în minte. Avem 9 ori 4, 36 și cu 2 din minte, 38, scriem 8. Scriem 8, ținem 3 minute. Deci 9 ori, așa, și 9 ori 7, 63 și cu 3 din minte, 66. Tragem linie și scădem. Și avem 7 minus 7, 0. 1 minus 8 nu se poate. Ne împrumutăm aici. Și zicem 10 minus 8, 2. Plus 1, 3. Era să zic aici împrumutat ca în punct. Și de atunci nu ne ieșea și stricam tot. Sigur că da. 1 minus 6 nu se poate, că ne-am împrumutat. Și ne împrumutăm aici. Și zicem 10 minus 6, 4. Plus nimic, 4. Corect. Și aici avem, ne-am împrumutat și ne-a rămas 6, minus 6, nimic. Restul 430 este mai mic decât împărțitorul nostru 743, deci este foarte bine. Îl coborâm și pe 9. Bun. Și merge de ori ca 7 în 43. A zis bine? Da, ca 7 în 43, excelent, fără, cu curaj. Deci, ca să înțeleg, mereu iau cifra de aici cu cele două de aici? Da. Okay, deci uite, foarte tare, foarte bine ai spus, ca să înțeleg bine. Deci, cifra de la împărțitor, prima cifra la împărțitor, în primele două. De ce două? Nu sunt sigură dacă așa mereu. Da, asta e. Așa, ca 7 în 43, adică 7 în 43 sau aproape de 43, ar fi 6. Și... Da, perfect. În mod normal 6, ai avut dreptate. Da. Dar fiindcă mai sunt cifre la mulțire, când așa depășește sigur pe 43. Da. Da? Deci, în ideea, în raționamentul ăsta, 7 în 43 merge de 6 ori, dar le explicăm așa. Dacă am luat de 6, cum noi mai avem în construcția rezultatului, după 7 mai sunt 10, mai sunt sute și aceștia vor crește, vor aduce o contribuție destul de mare și în clipa asta eu sigur voi fi depășit 43. Și de aceea ai luat de câte ori de 5, 5. Da? Perfect. Și acum zic așa. Deci am luat de 5 ori. 5 ori 3, 15. Scriu 5. Țin 1 în minte. 5 ori 4, 20. Și cu 1 din minte, 21. Scriu 1, țin 2 în minte.
35 și cu 2 diminute 37. Deci este bine, e mai mult. Dăm să-l scădem. Perfect. Dar minus 5 și scădem. 95,4. Dăm minus 94, deci ne trebuie mai deci la 3. 10 minus 1, 9, plus nimic, adică plus 0, 9. Da, da, da. Aici mi-a rămas 2, minus 7 nu se poate. M-am promut aici. Și zic 10 minus 7, 3, cu 2, 5. Și aici mi-a rămas 3 minus 3, nimic. 594 este mai mic decât împărțitorul nostru 743, deci este bine. Da, spuneai acum, dacă aș fi luat de 6 ori, sigur depășea pe 4.000. Da? Și din motivul ăsta am fost inspirată, așa le spui, am fost foarte inspirată, pentru că am sesizat că la 42 de 6 ori, dacă ar fi mers, în urma înmulțirii mai veneau și alte unități care creștea peste valoarea 43. Păi uitați, ar fi dat... Excelent, uite ce faci acolo, este minunat. Ar fi dat 4658. Asta e. Bravo! Am fost foarte inspirată să iau 5. Corect. Altfel spus, experiența mea mi-a spus să fiu atentă și am fost inspirată datorită faptului că eu am lucrat mult, așa poți să spui prietenul, am lucrat foarte mult și mi-am dat seama că și v-am arătat că depășea. Îl coborâm și pe 4. Corect. Ultima cifră. Și acum merge de 3 ori. Nu scrie pe 3, ci mai degrabă zici ca 7 în 59. Asta vreau să zic, că merge de 3, nu. Acum ne gândim de cât ori merge și zicem ca 7 în 59. De 8 ori ar merge. 8 ori, sigur că da. Adică 8 ori 7 ori 8, 56, da? Deci e bine. Ca să înțelegeți de ce, ca să nu ziceți că am scos așa din mintea mea urmă. Așa. Sigur că eu m-am inspirat de la asta. Pot să le spun, sigur că m-am inspirat. Dar v-am și dovedit că e bine. Da. În plus, 3 ori 8 fac 24. Coincide cu cifra unităților de aici. Deci sunt pe fază. Cu 8 merge perfect. Poftim. Da, chiar că pot să fac primul. Sigur, să faci și controlul ăsta. Da, și dacă văd că dă, înseamnă că dă tot. Da. Minunat. Ce zicem? 8 ori 3, 24, scriu 4, țin 2 în minte. 8 ori 4, 32 și cu 2 din minte 34 și țin 3 în minte. Deja văd că coincide. Da, bucuria și ta e. 756 și cu 3 din minte 59. Deci este bine. Tragem linia. Și dacă scădem, nimic, este bine. Excepțional. Știi ce? Am să-ți povestesc ceva. Când eu am, acum vreo 20 de ani, am început să filmez la clasă. Deci închipuiți că într-o clasă, cum ai fost și tu cu toți colegii, eu aveam camera pusă pe catedră și filmam lecția. Și fiindcă aveam o elevă care scria, cum scrii tu? Foarte frumos. Deci scrii foarte, foarte frumos. Și ordonat și totul. Este minunat. Și eleva aceea era o elevă, cum să spun, de un nivel scăzut. De un 5, hai să spun așa, de un 5. Dar fiindcă avea un scris atât de frumos, eu am un scris foarte urât și nu îndrăzneam să scriu eu la tablă. Că nu dădea bine în film. Ieșea urât în film. Și atunci eu tot foloseam pe ea. Și eleva aceea tot ieșind la tablă și lucrând cu mine deodată, s-a trezit că a urcat într-un semestru la 8, 7 și 8 note. Și am spus, cum s-a întâmplat așa? Care este? Domn profesor, hai să vă spun. Mi-era rușine să ies la tablă și să nu știu nimic, să mă fac de baftă. Și atunci eu am pus un așa învățat. Da, ce-ai gândire ca aia?
Da? Am învățat ca nu cumva să fie filmul ăsta vreodată văzut și de altcineva și să arate eu să fiu așa. Și anii au trecut, ea probabil că este mămică acum, are copii, și dacă filmele acelea le-ar fi văzut, din păcate mi-au fost șterse, le-am pus pe, la vremea aceea nu era YouTube, era o variantă românească, Neogen se chema, și acolo au fost șterse. Dar ceea ce facem noi acum este spectacol. Vezi să șterge foarte ușor acolo, în caietel măzgălește. Deci este extraordinar de mult. Iar obligată, dorind să ai și pe caietelul tău scris, să vezi încă o dată. Dar lucrezi independent, nici nu te mai interesează, că știi ce etape să ai. Da? Și nu doar la sfârșit te uiți ca rezultate. Asta este saltul care l-am făcut astăzi. Saltul este fenomenal. Și acum le spunem prietenilor și așa, să știți că este foarte important să faceți operațiile acestea, mulțiri, împărțiri. Nu e o joacă și noi nu le-am făcut așa ca să ne aflăm în treabă. Și hai să le facem o problemă. Acum pot să șterge tabla, că încercăm să le facem o problemă prietenilor noștri. Așa. O problemă la care ne gândim ca să facem aplicația acesteia. Să zicem cu un fermier. O scriu? Da, nu. Scriu numai datele problemei, nu cuvintele rămân în film. Și noi o să înțelegem așa, nu scriem în cuvinte. Perdem timp. Deci un fermier are o anumită suprafață cultivată cu porumb. Deci el are 178 de hectare cu porumb. 178 hectare. Bun. Stați, că am dat o... Fiindcă eu de tabla, markerul nu se vede bine. Am înțeles. Șterge un pic cu hârtiuță ca să absorbă, da. 178 hectare. Nu cu porumb, să zicem 178 hectare cu cartofi. Cartofi, că o producție mai mare de la hectare. Perfect. Dedesubt, la hectar obține un hectar egal. Deci, la un singur hectar obține 43.715 kg. Deci, un hectar, un h pur și simplu, h înseamnă un hectar, săgeată la un hectar obține... Da, o singură, nu cu două liniuți, cu o singură săgeată, atât. Și pun în cap săgeată. Deci, la un singur hectar obține 43.978 de kilograme. 43.753 de kilograme. Kilograme, da? Kilograme. La un singur hectar. Da, un hectar. Corect, ai zis foarte bine. El își pune problema să transporte toată cantitatea asta din câmp în depozit. Așa asta e cantitatea. Și pentru asta folosește mașini. Câte mașini se folosesc pentru? Așa. O mașină se încarcă. O mașină egală. Da, o mașină. În paranteză, tot așa o săgeată. Pe o singură mașină se pot încărca, să spunem, 10.000
417 kg. 10.417 kg. Da? Pe o singură mașină. Și întrebarea este, câte mașini îi sunt necesare? Câte mașini îi sunt necesare pentru a transporta de câte mașini are nevoie? Sau câte mașini? Cum este scris era bine? Și un pic mai sus scrie. Deci câte mașini câte mașini sunt necesare? Asta e problema noastră. Hai să o repetăm, să o înțelegem noi. Că nu ne putem apuca de rezolvarea unei probleme dacă n-am înțeles-o pe... Exact. Să pun ceva să se ia, fiindcă o să scriu mai jos și dumneavoastră să vedeți cam așa. Așa. Bun. Da, e bine. Și acum spunem așa. Să începem problema. Spune tu. Un fermier. Deci, un fermier are 178 de hectare cu cartofi. Un hectar are 43.753 de kilograme de cartofi. La un hectar. Recoltare, folosim cuvintele așa toate. La dintr-un hectar el obține, da? Dintr-un hectar el obține 753 de kilograme. Da, ea vrea să transporte toată producția de pe câmp în depozitul lui. E bine acum am zis? Da, foarte bine, da. El folosește niște mașini. O mașină, Caro 100.417 kilograme. Nu 100, 10.000. 10.000, nu? Ia uite-te, 10.417 kg. Da, 10.417 kg de cartofi. Și acum întrebarea problemei este de câte mașini are nevoie ca să transporte toate kilogramele. Da, toată cantitatea de cartofi pe care îl obține din cele 178 de hectare. Acum, hai să vă povestim așa. Sigur că el trebuie să-ți planifice toată activitatea, că nu se poate apuca să recolteze, pe urmă să ducă să caute mașini, să se intereseze. Nu, el de cu seara își face tot planul de lucru pentru a doua zi. Deci trebuie să știe exact câte mașini, de câte mașini are nevoie. Da. Să mai repetăm o dată problema, să o înțelegem bine. Dacă nu înțelegem, nu avem cum să ne apucăm de ea. Și... Deci, un fermier are 178, stați că am o chestie aici. Ia uite, un fermier are 178 de hectare cu cartofi. Pe un hectar, el are 43.753 de kilograme de cartofi. Acest fermier vrea să transporte toată recolta de pe câmp în depozitul lui. Pentru asta folosește mașină. Într-o mașină poate să ia cu el 10.417 kg. Întrebarea este de câte mașini are nevoie ca să transporte toată recolta. Foarte tare, foarte clar.
Deci, clar, suprafața o știm, știm la un singur hectar cât ce cantitate obține, dar știm un singur hectar. Într-o mașină, da, în capă, și acum trebuie să știm de câte mașini are nevoie. Corect. Și dar spune... n-ar trebui să știm, ne-ar ajuta dacă am ști cât ar avea și pe 2 hectare? Da, pe 2, pe 3, dar noi deodată putem afla câte are, ce cantitate va avea de pe toate hectarele. Da, am mai făcut asta odată. Și cum crezi? Cum vom obține noi toate producția? Un singur hectar e atât. Deci mă gândesc că dar am mai făcut asta. Tocmai zicem așa acum. Deci spunem, începem raționamentul. Uite așa, începem să judecăm problema. Patru ăsta, dacă pe hectar avem asta, pe facem atâtea ori 2? Ori 2 dacă ar fi 2 hectare. Păi da. Dar noi câte hectare avem? Ca să nu mai pierdem timpul. Asta era. Deci mulțim producția de la un singur hectar cu cele 178 de hectare ca să găsim toată cantitatea care o va recolta. Da. Deci, spune-le prietenilor noștri așa, începem să judecăm problema. Dacă la un singur hectar obține 43 de kilograme 753, apoi la 178 de hectare va fi o cantitate de atâtea ori mai mare. Da. Da? Am scris mai mic ca să-mi vin capul. Da, dar cred că trebuie să te duci mai în dreapta un pic, că iar te îngrămădești și urci pe ramă. Acum o să vin pe... Da, urci iar pe ramă, trei rânduri. Da. Deci mai îndreaptă un pic. Foarte frumos să scrii în continuare, dar un pic mai îndreaptă numărul acela. Așa, acolo. Așa. Sigur că câte experiență am eu, ăsta așa spui. Din cauza asta m-am dus în partea asta, că toată construcția va fi spre ramă. Da, dar după aia va trebui să o șterg și să las mai rezultatul ca să pot să fac toate problemele. De acord. Okay. Trebuie să fiu foarte atentă că am multe cifre și nu vreau să greșesc la ceva, că după aia se strică tot și nu. No, ai posibilitatea să schimbi între ei și să vezi rezultatul. Știu, dar ar fi mai complicat și... Dar la sfârșit verifică. Bine ar fi să o știm deodată, dar dacă există riscul, îți dai seama un pic dacă am strecurat o greșeală, a stricat tot. De aceea eu îți propun ca prudență să avem răbdare și să le schimbăm între ele ca să fie coincidă. Tocmai să le spunem prietenul nostru, asta e șmecheria nouă. Niciunii nu vor găsi tehnica asta să schimbe între ei factorii și să dea acel rezultat. Deci așa, asta e marea tehnică pe care tu ai descoperit-o la Prof Online. Asta trebuie să le spui. Da, după aia schimb între ei, da? Deci schimb deja și în partea asta dreaptă vei scrie chestia asta altă și totul va fi perfect. Începem acum. Ok, deci avem, prima dată avem 8 ori 3, 24. Scriu aici 4. Da? Deci, te-am rugat să nu mai folosești X-ul ăla, că tare mă deranjează. În loc de X. Da. Și aici, când pun una sub altele, tot punct? Nu, de acum construiești, numai în loc de mulțire, am folosit punctul. Știi, când eu dezobișnuim de X. Da. Ok, atunci avem... deci am zis 8 ori 3, 24, scriem 4, țin 2 în minte. 8 ori 5... 40 și cu 2 din minte 42, scriu 2, 42 și țin 4 în minte. Avem 8 ori 7, 56
56 și cu 4 de minte. Așa, 56 și cu 4 de minte avem 60. Punem 0 și ținem 6 în minte. Deci am făcut așa, iar 8 ori 3, 24, și cu 6 din minte, 30, iar 0, scriem și ținem 3 în minte. Și 8 ori 4, 32, cu 3 din minte, 35. Acum, punem... trecem la 10. Așa, mulțim 10-le și adăugăm un 0. Da, începem cu un 0. Da, începem cu un 0. Și zicem, 7 ori 3, 21. Scriu 1, 21, țin 2 în minte. 7 ori 5, 35. Cu 2 în minte, 37. Scriu 7, țin 3 în minte. Așa. 7, 7, 49. Cu 3 din minte, 52. Scriu 2, țin 5 în minte. Am rămas la 7. Am făcut cauța la care... Cred că 7 ori 7 ai făcut. Acum ești la 7 ori 3. Ok. Trebuie să scriu așa. Așa. Perfect. Și pe urmă le ștergi ca să nu... Da, după și cu ăsta și tot așa. Da. Așa. Deci ăștia așa. 7 ori 3, 21. Și cu 5 minute, 26. În 6. Nu 6, țin 2 în minte. Așa. Și 7, 4, 28. Și cu 2 din minte, 30. Și scriu 30. Și acum am șters punctele. Da. Acum înmulțim sutele. Exact. Și începem cu 2. Bun. 1 ori 3, 1 ori 5, 1 ori 7, 7, 1 ori 3, 3, 1 ori 4, 4. Asta e tabla mulțirii că am învățat-o eu cel mai repede. Cu 1, da? Așa. Dar de ce? Ai întrebat să fie mai în față cu mine? Mulțumesc și adunăm. Da. Pe coloana unităților avem 4. Bun, așa. Pe coloana zecilor avem 3. Da. Deci pe unită așa. Pe coloana sutelor avem 10 și scriem 0 și ținem 1 în minte. Pe coloana miilor avem 7. 7 și cu 1 din, și cu 1 din minte 8. Pe coloana zecilor de mii. Așa. Am 18. Cam 5 plus 6, 11. Cu 7, 18. Și cu... Așa, că n-ai mai avut nimic. N-am minte. Bun, bravo, bravo. Așa, acum țin unul în minte. E coloana sutelor de mii, am 6, unul din minte 7. Și pe coloana aceasta avem 7. Este a sutelor de mii, da? Da, sutelor de mii. Nu, la milioanilor cred. Ia vezi, 3.
10 animale. Uite-te la rezultat. Primile 3. Așa, pe următoarele 3 și acolo punct. 7.788.34 de kilograme. Deci, asta e obținut la prima variantă. Și acum în partea dreaptă, în spațiu gol, să mulțim pe 178 cu. Deci schimbăm factorii între ei. În partea dreaptă aici, așa, mai sus de acolo, chiar mai sus, lângă... Ia stați că am uit. Așa, te așezi tu, că nu, asta nu e o mare... M-am sumat ca să pot să... Te descurci. Sunt aici sumat, să știi. Da? M-auzi? Da, te aud și te... Da, acolo lucrezi. O, dar ce într-o parte se vede de aici? Am stres într-o parte asta. Da, acum putem face și acest rezultat împărțit la 1 și putem să și schimbăm. Schimbăm, că ne interesează așa. Ok. 178 ori 4.000, așa, stați-vă dacă... Nu. Să știi că nu are importanță să fii neapărat unele sub altele, dar pentru estetică, pentru scrierea frumoasă, este așa cum ai făcut-o acum. Păi ca să pot să mă mulțesc așa, mă încurc. A, foarte tare. Perfect, ai zis. Păi dacă nu ar fi fost, nu aș fi încurcat. Te rog. Dacă era mai încolo, nu mai înțelegeam. Așa, ziceam. 3.824, scriu 4, țin 2 în minte. Și am 3.721 și cu 2 din minte 23, scriu 3, țin 2 în minte. Așa. Și am 3.13 și cu 2, 5. Așa. 5 trebuie să fie sub 7, exact sub 7, ca să respect coloana. Așa. Așa ai spus tu, că respecti. Perfect. Așa, da. Așa. Acum. Acum cu 5. 5 ori 8, 40. Scriu 0. Țin 4 în minte. Am pus că mereu m-am pus. Așa. 5 ori 4, 25. 4.39. Dar cu ce cifră ai început? Nu uita, cu ce cifră ai început? 5. Cu 5, dar aia 10-lor. Fiind cifra 10-lor, trebuie să pui cu un 0 sub 4, nu? Că cifra 10-lor debutează cu un 0. Ah. Așa, multă grijă. E bine că s-o întâmplat să fie 0. Așa. Bravo. Și acum zici 5 ori 4. Așa, nu mai uit. Da, 5 ori. Am zis 5 ori 40. Aici am 0. Așa. 5 ori 7, 35. Am zis că cu 4 minute 59. 3, da, țin 3 minute. Și am 5 ori 1, 5. 3, 8. Cum se merg astea? Acum, cu sutele. Mulțesc sutele. Adică cu 7. Așa. Două zerouri am. Încep cu două zerouri. Și cu 7. 7 ori 56. Scriu 6. Așa. Și scriu 5 în minte. 7, 7, 49. Cu 5 din minte. 4. Cu 4. Și 5 în minte. Aha. Am pus punct, că iar am scris așa. Aici în minte. Și am la 7. Da, la 7. Da, la 7, la 7. Ori 7. Deci 7 ori 8, așa, 7
56, 59. Nu, am uitat. Mai fac o dată. Da, așa trebuie să. Foarte bine procedat. Te rog. Deci am zis că eram la 7. Da. 7, 8, 56. Am scris 6, țin 5 în minte, am zis 7, 7, 49 și cu 5 din minte 54. Am scris 4, am ținut 5 în minte. Așa, că uitase. Așa. Și acum 7, 1, 7. Și cu 5 din minte 12 și atunci. Perfect. Acum cu 3. Și am 3,24. Asta atinge cu 3 zerouri. Bun, perfect. Și înmulțesc miile acum. Da, 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 da. Minunat, minunat. Așa. Am zis cu 3. 3,24. Scriu 4. Țin 2 în minte, 37, 21 și cu 2 de minte 23 și țin 2 în minte. Și 3 ori 1, 3 plus 2, 5. Așa. Acum cu 4. Încep cu 4 zerouri. Perfect. Și zic. 4 ori 8, 32. Scriu 2, țin 3 în minte. 4 la 7, 28. 3 în minte? Nu, 3 în minte. 3 în minte. Cu 31 și am 1 și țin 3 în minte. Și 4 la 4 plus 3, 7. Acum trag linie. Spune prietenilor că ai emoții acum, da? Da, că sunt de la fel. Așa. Stați, așa. Deci, pe coloana unităților am 4. Perfect. Pe coloana zecilor am 3. Încep să fiu fericită. Încep să fii fericită, da, 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 minunat. Pe coloana sutelor am 14, 20, 0, 2 în minte. Încep să fiu mai fericită. Da, 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 e de la o etapă la, de la o cifră la alta. Da, pe coloana miilor am, stați să mă gândesc, 12, 14, 18, 8, 1 în minte. Încerc să fiu și mai fericită. Superb este, da. Pe coloana zecilor de mii am 2 plus 2, 4, 2 plus 2, 4, mai vedeți? Da, 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 văd, eu am amuțit de bucurie. Că sunt sumase și eu nu văd. 2 plus 2, 4, plus 3, 7 și cu 1 din minte, 8. Coincide, coincide. Perfect, perfect. Și aici am 7 și aici am 7 și coincide. Extraordinar, foarte tare, foarte tare. Deci spune-le prietenilor noștri, că acesta este un control, noi am pierdut ceva timp, dar n-am putut să mergem mai departe până când nu ne-a convins de faptul că, schimbând factorii între ei, ca poziții, rezultatul trebuie să fie același. Și le mai spunem că această șmecherie tu ai descoperit-o la Prof Online, da? Să știi, am să spun ceva, nu ștergi, e prea frumos, eu mai rămân un pic. Că sunt încântat. Nu există o secvență de asta pe internet. Înțelege ce spun. Nu există o secvență de asta, un filmuleț de asta, așa de interesant.
Dacă tu vei avea curaj să-l pui pe internet, ăsta se va aduce ca se va aprinde focul pur și simplu peste tot. Noi credem că facem un filmuleț care va determina, va fi vizionat de cei mai mulți cu putință. Cum știe mama să o facă, să facă toată chestia asta, să duce cum s-ar aprinde focul într-o pădure. Așa se va duce foarte repede. Deci, problema este extraordinar interesantă și mai ales momentul acesta, fără greșeală ai făcut. Deci, fără greșeală, cu foarte multă precizie. Și cum este scris, coordonat, niciun profesor nu face așa ceva, pentru că tu ai avut în momentul ăsta, nu să nu uităm că am început cu Doamne ajută. Și acesta e momentul foarte important. Și surpriza cea mare la Doamne ajută a fost că tu mi-ai adus tabla. Deci eu am trăit bucuria asta imensă că tu mi-ai adus tabla. Și asta mă bucur foarte tare. Deci numărul, acum hai să judecăm mai departe. Am aflat toată cantitatea. Cantitatea este de 7 milioane, cum am zis, 788.034 de kilograme. Aceasta e cantitatea. Deci, acum știm că știam că un hectar are 43.753 de kilograme. Și ca să aflăm câte kilograme sunt pe 178 de hectare, am făcut 178 ori 10.417. Am făcut și probă ca să vedem că ne dă corect. Nu, ori 43.000. Cu 43.000. Dacă la un hectar este atât, ai înmulțit și ai văzut toată cantitatea. Dar cu 10.000 acum continuă raționamentul. Și acum spui așa. Deci, eu de-aia am tăcut complet. Că tu ai explicat așa, dragilor, eu am înțeles problema așa, că am 173 de hectare, 78 de hectare, că pe un singur hectar este atât, de aceea am mulțit pe 173 cu 43.753 și am aflat toată cantitatea. Acum începe emoțiile, etapa a doua. Acum, cum pe o singură mașină pun 10.417 kilograme, atunci fac 7.788.034 împărțit la... Asta e excepțional, ca să văd. Deci împar toată cantitatea la cât pun pe o singură mașină, ca să văd câte mașini vor trebui. Da? Deci problema are două etape. În prima etapă am aflat cantitatea toată care a fost recoltată și acum împărțim. Îți las numărul acela să fie scris sau scrieți-l undeva și poți să ștergi partea de desubt. Da, stați că șterg partea asta. Bun. Scriu, ia fiți atent unde scriu. Uitați unde am scris. Stați că dumneavoastră nu vedeți. E important să-l vezi tu, foarte bine. Eu merg pe mâna ta că tu ce faci acolo crezi foarte, foarte clar, foarte exact. Așa, e scris aici, așa, și acum, fiindcă l-am scris, să verific că l-am scris cum trebuie. Așa, gata, a fost este. Exact. Așa. Ce-am zis? Mă bag de nou frumoasă. Acum, stați cum să vă zic. Deci, 7.000. Acum eu nu mai am restul ca să văd de câte ori merge. Deci trebuie să calculez, să văd. Da, nu mai am celălalt factor. Deci da. Fii atent acum. Tu ai spus foarte frumos aici. Trebuie să fie foarte exactă, pentru că eu nu mai am nicio modalitate de control. Câte vreme împărțeam la unul din cei doi factori, era o chestiune pe care o aveam ca număr de, nu, de câte ori se cuprinde, aveam anticipat stabilita asta și judecam problema e drept, dar acum va fi foarte important să știu cum abordez această împărțire. Te rog.
Văd prima... fiindcă împărțitorul are 5 cifre. Da. Am 5 cifre. Sunt obligată să încep cu 5 cifre. Punctele... Da. Da? Sunt obligată și practic aș avea acestea. Dar, fiindcă acesta este mai mare, cât împărțitorul este mai mare. Vezi dacă e mai mare. Nu știu dacă e mai mare. Citește-l. Grupul de cifre de 5 care e luat e acesta. Până unde? Până la 0, nu? Da, stați în punctul ăla. Așa. Deci... Acolo ai 77.880. Da, deci asta este mai mare. Cum e 77.880 față de 10.000? Prima dată am zis că asta e mai mare. Nu, nu, nu. Ai zis că e mai mare, dar prima chestiune e luat 5 cifre. Și acum analizezi. Să vezi dacă... Cine e mai mare? Păi am zis că mai luăm o cifră. Da, nu știu dacă e nevoie. Nu știu dacă e nevoie. Până acum s-a întâmplat totdeauna să luăm. Dar dacă acum nu e nevoie, nu mai luăm. Că aici ai păi un... nu e nevoie. Păi nu e nevoie. Asta e important. Că 77.880 e mai mare decât 10.000. 77.000 față de 10.000. Ca 1 în 7. 1-7. Deci nu-i nevoie să-i reieși pe 3. Păi nu. Deci începe treaba. Începe treaba că merge de câte ori merge 1-7. Da? Ca 1 în primul 7. 7? De 7 ori, sigur că da. Sigur că da. Și atunci? Așa, foarte bine. Corect. Hai să mai le spunem copiilor că tu știi câte cifre va avea câtul. Câtul împărțit de câte cifre va avea. Ca lungi. Parcă făceam noi că aici mai ne rămâne 23. Ah, acolo e panta. Tu ai obținut pe 7 o singură cifră, pe unul cobor pe 3 și mai obții o cifră, pe unul pe 4 și încă o cifră, deci va avea 3 cifre. Da. Deci asta e panta. Că tu poți să începi treaba perfect. Aveam 3 în minte, dar nu știam dacă e bine. Da, cu mai mult curaj. Trebuie să îndrăznești, da? Trebuie să îndrăznești. Te rog, explică încă o dată tu. Deci, ne-am mai luat 2 cifre aici. Și deja din numărul ăsta o să avem o cifră. O cifră de aici plus 2 de aici, 3. Corect, corect. Sigur, la cât va fi un număr din 3 cifre. Adică sigur, va fi un număr dacă din... Dacă nu mă credeți, faci. Dacă e... Deci e foarte important să ai punctulețul tuturor și să stabilești exact... Dacă poți debuta cu împărțirea, deci poți începe împărțirea și ai început, ai spus că da, că numărul e mai mare decât. Deci cum începi? 7 ori 7. 49. Deci 7 ori 7, 49, scriu 980 din 4.000. Așa. Și acum zic 7 ori, da, 7 ori 1, 7. Plus 4 din minte, 11, 1 în minte, și zic 7, 4, 28, și 1 din minte, 29, și 2 în minte, așa, și acum zic 7, 0, 0, 0 ori 2, tot 0, dar nu plus. 0 și cu 2, 0 plus 2. Plus, 0. Nu 0, nu ori. Deci Do. Plus 2. Corect. Și atunci am 7 ori 7 1, 7, pardon. 7 ori 1, 7. Așa. Este mai mic? Deci este foarte mic.
Deci este foarte bine, da. Da, diminuim și scădem. 0 minus 9 nu se poate. Ne împrumutăm aici. Ca să nu aștept. Am înțeles, zero, foarte bine. Dacă oricum știu că am 5. 0 minus 9 nu se poate. Și ne împrumutăm aici. Zic 10 minus 9, 1 plus 0, 1. Aici mi-a rămas 7 minus 1, 6. 8 minus 9 nu se poate. Mă împrumut aici. Zic 10 minus 9, 1 plus 8, 9. Aici m-am împrumutat și mi-a rămas 6 minus 2, 4. 3, 7 minus 7, nimic. Acest rest este mai mic decât împărțitorul, deci este bine. Și acum mă gândesc, stai puțin să pun așa, acum mă gândesc ca un... Nu, no, trebuie să coborâm. Așa, coborâm. Așa. O coborâm pe trei. Și acum mă gândesc ca... Ca un 4 și nu. Ca un 4, când lungimea este aceeași. Are 5 cifre la împărțitor. Dar parcă a spus că luăm primele două. Da, dar depinde acum de situații. Împărțitorul e format din 5 cifre. Da. De împărțitul la noi e 4, tot din 5 cifre. Dar e cifra 1 care merge în 4. Nu e nevoie să te gândești la două cifre. Când era ăsta mare, când pe locul întâi era 8 sau 9, atunci luam două cifre. De data asta ai șansa că împărțitorul e cu 1 în față. Da? Cu 1. Ca 1 în 4. De 4 ori, sigur că da. Așa. Așa cum ziceam. 4 ori 7, 28. Scriu 8. Dar nu scriu drept, că nu... Stai puțin, după aia o pun la loc. Da. Așa, 28. Din 2 în minte. 4 ori 1, 4. Și cu 2 din minte, 6. 4 ori 4, 16. Scriu 6. Și țin 1 în minte. 4 ori 0, 0. Plus 1, 1. Și 4 ori 1, 4. Cam atât. Dar din mie scădem, este foarte bine, este mai mic. Și acum zicem, 1, 3 minus 1 nu se poate. Deci ne împrumutăm aici. Și zic, 10 minus 8, 2, plus 3, 5. Aici mi-a rămas 0 minus 6, nu se poate, deci mă împrumut aici. Deci 10 minus 6, 4, plus nimic de aici, 4. Aici mi-a rămas 5 minus 6, nu se poate, deci mă pun aici. Zic 10 minus 6, 4, plus 5, 9. Aici mi-a rămas 8 minus 1, 7. Și aici 4 minus 4, nimic. Acest 3, este mai mic cu arțitorul, deci este mic. Coborâm și pe pasul. Spune dacă e mai mic, 7 mii, nu, ăsta, înainte de a coboră pe 4. Spune, dragilor, să vedem numărul, restul care l-am obținut, 7945 față de 10.000, mai mic. Da, am zis. Da? Bun. Îl coborâm pe 4. Bine. Ca 10 în 7? Ca 1 în 7. Ca 1 în 7. Câte cifre are împărțitorul? 5. Câte are de împărțitul? De împărțitul la tine, ăsta e de jos. Nu. De ăsta, restul e jos. Acolo e de împărțitul nou. Tu ești în situația asta, sus, s-o termina povestea, că ai avansat. Deci, noua situație este cu acest de împărțit 79.454 și împărțitorul este
Să văd eu cum mă descurc. Ce va mai? Deci merge de câte ori? Ca unul 7, am spus. Da. Deci fiindcă este... Deci zic... Ok, atunci credeam că când ați spus la cealaltă împărțire că primul de aici cu două cifre, credeam că mereu doar două. Nu! Foarte bine! Uite, Alice, nici nu știi ce mare bucurie îmi faci, pentru că tu plecasești pe ideea aceea, dar știi de ce? Fiindcă prima cifră era mai mare și eram nevoiți. Nu se întâmpla ca prima cifră cu prima cifră, unul să fi fost mai mic decât 7. Dacă ar fi fost 2, tot mai mic decât 7. Dacă ar fi fost până la 7, deci până, dacă ar fi fost 8, ai fi fost nevoită să spui 8 în 7 nu se poate, iau două cifre. Da. Da? Acum... Atunci rezultatul aici este 747. Și să mulțim ca să vedem dacă merge exact. Așa, 7749, scriu 9, țin 4 minute. Așa, 717, cu 4 de minute 11. Bun. Dar de ce nu dă? De ce nu dă? Păi nu dă. Probabil că rămâne un rest. Că n-am făcut problema asta înainte așa ca... Nu totdeauna merge... Sigur că nouă ne-ar trebui să meargă exact ca număr de mașini. 747. Dar nu-i nimic. Rămâne un rest și probabil mai obțin încă o mașină care se va întoarce să ia restul ăsta. Da? Deci rămâne un rest. Nu merge exact. Asta e fără discuție. Când merge exact? Când împarți rezultatul la unul din cei doi factori care au dus la rezultat. Deci nu totdeauna va fi restul exact, numai atunci când e divizor ăla, da? În cazul nostru nu este. Nu se divide. Deci să continuăm și să mulțim acolo 7749. Ce trist erai tu că nu-ți dă perfect. Nu e nimic, nu totdeauna se va întâmpla. Da, așa. Credeam că am greșit. Nu. Continuă împărțirea aceea. Atunci iau din nou 7749, 4 minute, 717 cu 1 4 din minte, 11, 1 minute, 7, ori 4, 28, și cu 1 din minte, 29, scriu 9, țin 2 în minte. Așa, 7, 0, 0, și plus 2, 2, așa, și 7, 1, 7. Și avem, restul este 4 minus 9, nu se poate, ne împrumutăm. Aici, 10 minus 9, 1 plus 4, 5. Așa. Aici ne-a rămas 4 minus 1, 3. Aici ne-a rămas aici 4 minus 9, nu se poate, ne împrumutăm. Aici 10 minus 9, 1 plus 4, 5. Aici mi-a rămas 8 minus 2, 6. Și 7 minus 7, nimic. Wow, ce rest! Da. Este un rest. Acel rest nu-l lasă în câmp. Nu o să lasă el fermierul cantitatea asta de 6.000. Cât o rămas? 6.000, spune tu, când nu-l văd eu. 6.535. Nu lasă cantitatea de 6.535 de kilograme în câmp, ci pur și simplu el va mai folosi încă o dată o mașină, încât numărul de mașini, dar pe această mașină, ultima mașină, nu va pune 10.417 kg, ci mai puțin. Deci va fi o mașină care va transporta doar cantitatea aceasta, de 6.000 și nu știu cât. În concluzie, nu. Câte mașini va folosi el, ca să răspundem la problemă? 747, rest 6.535. 747 de mașini plus una în care va pune cantitatea asta rămasă. Atunci deci, fac 747 plus 6.535. Nu, plus 1. 747 plus încă o mașină pentru restul care a rămas.
că restul care a rămas de 6.000 nu știu cât, acel rest va fi pus în, încă într-o mașină nouă. Încă o mașină îi trebuie lui. Deci, el are două variante. Să folosească numai cele 747.000 și nu transportă toată cantitatea. E pe câmp îi rămâne, după cele 747 de mașini, îi rămâne 6.000 și nu știu cât de kilograme. Dar nu stă la el 6.000, iar fi mai trebuie ca să fie o mașină completă vreo 4.000 până la 10.000, nu? 3.000 și ceva. Ei, dar el spune, încă o mașină și pune doar restul ăsta în mașina, ultima mașină. În ultima mașină, după cele 747, a 748, adică ultima mașină, cu unul în plus, cu o mașină în plus, în care va pune doar restul. Deci numărul mașinilor egal cu, hai să zicem, numărul mașini, NR. Aș vrea, nu acolo scrie, NR mașini, NR mașini. Așa. Numărul mașinilor, NR mașini, egal cu... A scris aici, poți să șterg? Știi, nu vreau să ștergi, că vreau să comentăm. De aceea lasă un pic scris. Deci acolo unde vrei să stropești un golul acela, scrie așa, NR mașini. Acolo. NR mașini. Dați puțin să mă pun așa. Mașini. Egal cu? Nu. Așa. Egal cu 747, adică cât ai obținut la mărți? 747 plus 1, plus încă o mașină, o mașină pentru restul, de 748 de mașini. Acesta este răspunsul problemei. Deci răspunsul corect, 748 de mașini. Dacă s-ar fi împărțit exact, ar fi fost doar 747. Dar fiindcă m-a rămas în rest și el nu-și permite să lase cantitatea aceea în câmp, dacă restul ar fi fost 2-3 kg, nu mai trimite el o mașină în câmp. 10 kg, nu mai trimite o mașină. Dar pentru 6.535 de kg, mai plătește o mașină să vină să transporte. Acum, ideea este asta, că noi să încercăm să repetăm mașină, să repetăm problema și să vedem concret, să le explicăm prietenilor noștri această frumoasă problemă care a însemnat așa. Enunț-o din nou și să le spunem concret cum am gândit. Deci, avem de la început cu date? Da. Povestești problema ca să fii înțeleasă perfect de toți. Deci, să-mi iau, să vă arăt. Deci, au. Problema zicea așa. Că un fermier are 178 de hectare cu cartofi. Ne mai spunea că pe un hectar a recoltat 43.753 de kilograme. Și că el ar vrea să mute toată cantitatea, toată, din, de pe câmp în magazin. Depozit. În depozitul său. În depozitul meu. Și că ar avea nevoie de mașină pentru asta. Ne-a zis că într-o mașină ar încăpea și că ar putea să ia cu el 10.417 kg. Și întreabă de câte mașini are el nevoie ca să poată să transporte toată cantitatea în depozit. Și ne-am rezolvat așa. Am făcut. Dacă știam că pe hectar avem 43.753 de kilograme, am aflat cât avem pe 173. Deci am făcut 173 de hectare cu cartofi, ori 43.753 era pe un hectar și am aflat
câte kilograme sunt pe 178 de hectare. Apoi, trebuia să aflăm mașinile. Stop! Aici spune, insistă, nu se mai vede acum, dar voi, dragilor, în filmulețul meu, veți vedea cum am procedat. La înmulțirea celor două numere, 43.753 cu 178, de teamă să nu cumva să greșesc, am descoperit de la Prof Online șmecheria asta minunată de a face schimbarea poziției celor doi factori. Pentru că înmulțirea e comutativă, le putem schimba. Și toată problema era să dea același rezultat. Am vrut să mă verific, nu mi-am permis. Atât poți să zic de la început? Da, așa, tot. Deci ai rămas când mulțești, da? Da, până aici am zis bine, da? Da, e perfect poți aici. Poți să zic de la început? Da, te rog. Deci, problema zice așa. Un fermier are 178 de hectare cu cartofi. Zice că pe un hectar el are 43.753 de cartofi și că vrea să transporte toată cantitatea de pe câmp în depozitul lui. De fapt, avea nevoie de mașină. De o mașină ar putea lua 10.417 kg de cartofi și întrebarea este de cât mașină are nevoie. Rezolvarea este. Prima dată am aflat câte kilograme de cartofi sunt pe 178 de hectare și am făcut 43.753 cât e pe un hectar ori 178 și am aflat. Și ca să fim siguri că este corect, am învățat de la Prof Online că putem schimba factorii între ei să vedem dacă este corect. Să facem verificarea. Și spune, cu emoții am făcut asta, nu? Hai să spunem cu adevărat, cu emoții și fără greșeală mea. Deci punctăm, am făcut-o cu emoții și a fost minunat că schimbăm factorii între ei. La final am constatat că avem același răspuns și îmi venea să stric de bucurie. Știi, nu știu cum să-ți explic, dar sunt momente de acestea în negheșițiu sau în rezolvarea unui probleme cât îți vine să ieși în stradă și să scoți sunete de bucurie. Am reușit. Așa trebuie. Momentul acesta este nemaipomenit, e înălțător. Pentru că tu ai câștigat foarte tare încredere. Când ai văzut că ți-a ieșit din prima, exista riscul să fie o greșeală și încercai să o elimini. Dar când ți-a ieșit totul din prima, este un semn că siguranța ta la tabla mulțirii este totală. Că adunând numerele acelea, n-ai greșit nici la adunare, nimic. Deci a fost o probă de valoare a operațiilor pe care le-ai făcut acolo în direct. Când nu aveam noi n-a fost niciun aranjament, la cameră s-a văzut cum totul a curs perfect. Și încrezătoare fiind în lucrarea ta, din dată, ți-ai pus problema să găsești numărul de mașini. Și atunci toată cantitatea care o aveai recoltată, spune tu, vorbește. Și atunci toată cantitatea pe care o aveam recoltată, am împărțit-o la o mașină. La cât pun, la cantitatea pe care o pun pe o singură mașină? Da. Și am aflat că numărul de mașini pentru toată cantitatea asta este 748. Că rezultatul este 747, rest 6538, dar rezultatul este de fapt 747 plus încă o mașină în care se va pune și restul care mi-a rămas. Deci este 748. Da. Dar s-a evitat o problemă. El când își pune problema să găsească 748 de mașini, merge la un transportator și acesta îi spune, eu am doar 12 mașini.
Și ăsta spune, păi da, da, 12 mașini, cum că am nevoie de 748 de mașini, cum să fac atunci? Păi te duci în toată România și ca să găsești 748 de mașini, nu o să găsești, că toate sunt plecate. Sunt plecate în activități. Nu te pot eu așa. Pe mine, eu îți pot oferi 12 mașini. Dar să spui, păi, când care eu toată producția asta, dacă 12 mașini îmi dai tu? Și el îi spune, uite că eu am o soluție. Ce distanță ai tu din câmp până la depozitul tău? Păi zice, vreo 25 de kilometri. 25? Treabă simplă. Fac mai multe drumuri. Fac mai multe drumuri. Și acum noi ne punem problema câte drumuri vor face cele 12 mașini ca să poată căra întreaga cantitate. În mod normal, trebuia să fie, ca să facă un singur drum, trebuia să fie 700, cât ai spus tu acolo, 748 de mașini. Dar fiindcă numai 12 mașini sunt disponibile, întrebarea este câte drumuri vor face fiecare mașină. Da? Deci, odată se duc 12, iar 12. Întrebarea este câte drumuri... Poftim? 12 ori. Aici cum judecăm? Deci cum judecăm? Dacă ar fi o singură mașină, ori 7.788.034? Stai să vedem, cum gândim. Deci câte mașini ar fi trebuit? 748, da? Da. Dar într-o primă, noi trebuie să vedem cu mașinile astea. În loc de cele 748, sunt 12. Și ele au plecat toate 12. O cantitate o transportat-o. Mai vin încă 12, încă o dată 12, încă o dată 12, încă o dată 12, până ajung la cele 748. Deci, ce trebuie să facem? Ce operație ar trebui să vedem? 12.748. Dar să vedem dacă asta e raționamentul, că eu nu pot să-ți răspund. Doar atât îți pot spune. Că dacă ar fi fost o singură mașină, ca să care toată cantitatea din câmp, ar fi fost nevoie de 748 de mașini. Dacă ar fi fost o singură mașină, 748 de mașini. Dar fiindcă are doar 12 la dispoziție, începem să elaborăm un raționament. Aceste 12 trebuie să o înlocuiască pe una singură. Adică făcând o 12 odată, iar încă o dată un transport, iar 12 mașini, iar 12 mașini, până când vor completa pe cele 748 de mașini. Deci trebuie să împărțim pe cine la cine. De împărțit este vorba. De 748 de mașini care ar fi trebuit la 12. Sigur că da, asta ar veni. Raționamentul este ăsta. Să împărțim 748 la 12. Ca să vedem câte drumuri fac. Ia să facem împărțirea asta. Acolo ai un spațiu gol, am văzut eu. Aici? Acolo. Ok, unde mi-e șervețelul să... Da. Deci. Așa, bravo. Da, dar o să fac ia acum, cum vedeți. Ia asta sus, ultimul sus, să stea pe mine. Da. Așa. Se mișcă că stă pe genunchi. Am înțeles. 748 împărțit la 12.
Prima dată luăm două cifre. Este obligat să luăm două cifre, deoarece și împărțitorul are două cifre. Perfect. Și da, nu suntem nevoiți să îl coborăm și pe 8, fiindcă putem 12 ori câtva să dea 74, așa că zicem ca 1 în 7. Corect, corect, corect. Du-te, du-te cu foarte multe. Ok, atunci nu știam dacă e corect. Și atunci am 27, 14, 4, 1 în minte, 7, 1, 7, plus 1, 8. L-a depășit. Atunci 6, fiindcă Așa, multiplicatul pe bravo, 6. bravo, corect. De 6 ori. Atunci avem 2 ori 6 ori 2, 12, 2, 6 ori 1, 6, plus 7. E foarte bine. Corect. Și aici avem 2 și îl coborâm și pe 8, 28. Zicem ca 1 în 2. Da. 2 ori 2. 4, dar nu. Nu-i nimic, nu-i nimic. Gândim, rămâne un rest. Nu totdeauna nu se împarte, că aici nu-i situația dinainte. Deși bine, de 2 ori, nu se... Dacă aș pune 4, ar fi 2, 4, 8, dar 1, 4 ar fi 4 și ar da prea mult. Sigur că da, sigur că da. Noi nu Atunci. facem după cum e situația de aici. Rest 4. E, ai cum să gândim. Deci, au făcut odată 12, odată 12. De câte ori? De câte ori se duc mașinile la De depozit? De 60, 64 62 de ori. De 62 de ori, 62 de drumuri fac mașinile și pentru cele și mai rămân 4 din. Și pentru ultima, să spunem, cantitate care mai este în câmp, 4 din ele, 4 din cele 12, se duc, da? 4 din cele 12 se duc pentru a 60, încă o dată se duc. Deci 4 din ele vor face 63 de drumuri, 62 fac toate. 8 rămân cu 62, iar 4 din ele se duc și mai aduc cantitatea din câmp, în final 8 de la 12 până la nu? 12 mașini, parcă am spus. Deci, între 12 și 4 înseamnă 8. Deci, repetăm. S-au dus. Doar 12 mașini aveam, da? Trebuia o singură mașină să facă 784 de drumuri. Adică du-te în toți, du-te o singură mașină. Dar cele 12 mașini vor face grupe de câte 12, 12, 12. În locul unei singure mașini vor face 62 de drumuri, toate cele 12. Iar 4 dintre ele vor face încă un drum, adică vor face 63. Deci răspunsul corect este așa. Răspunsul corect. 4 mașini fac 63 de drumuri, iar 8 fac 62. Cât Acum eu am să mai insist că tu aici nu ți-a fost clar, nu? Așa, trebuie să... Deci să încercăm să facem problema. Acum suntem și mai obosiți, e drept, la sfârșit. Și problema aceasta am vrut eu să o așez așa fel încât să fie mai interesantă și ea este interesantă pentru că cum se ivește în practică. Nu putea o mașină să se apuce să facă 740 și 8 de drumuri, 748 de drumuri, o prindea iarna până când se transporte toată cantitatea.
Altfel, dacă aș fi găsit un transportator care avea mașini la dispoziție, 748 de mașini, ar fi fost o treabă foarte rapidă. Într-un singur transport, lua toată cantitatea. Însă nu se poate întâmpla ca să găsești așa ceva. Și atunci am găsit un transportator care a avut disponibil pentru a doua zi doar 12 mașini. Și am spus, bun, 12 mașini înseamnă că vor face mai multe drumuri. Câte ar fi făcut una singură, 747 de drumuri, apoi aceste 12 mașini vor face un număr mai mic de drumuri, că sunt 12. Și atunci am împărțit pe 748 la 12 și am constatat că 62 de drumuri ar fi făcut cele 12 mașini. O dată de două ori 62 de drumuri. Dacă 62 de drumuri s-ar fi cuprins exact, fără rest, da, iată că o cantitate de cartofi era în câmp și mai trebuiau încă 4 mașini. Asta înseamnă că el trimite a 63-a oară, din cele 12 care au descărcat, trimite din nou pe 4 din ele și cele 4 care au lucrat de dimineață cot la cot cu toate mașinile, cele 12, cele 4 vor mai face un drum. Deci cele 4 fac 63 de drumuri, nu? 63 de drumuri, iar 8 din ele au rămas pe loc, au rămas doar cu 62 de drumuri. Deci 8 din ele fac 62 de drumuri, iar 4 vor face 63 de drumuri. Problema este extraordinară. Deci răspunsul la problemă este așa. R, două puncte. Vei scrie că 8 mașini fac 62 de drumuri, iar 4 mașini fac 63 de drumuri, unul în plus. 4 mașini se duc pentru ultimul transport și fac 63 de drumuri. Adică de drumuri, de ture. Du-te, vino. Iată o problemă. În continuare mai putem comenta și asta o să las ca temă și pentru prietenii noștri care vor vedea filmulețul. Am spus așa, că la câți kilometri era distanță ferma plantația de cartofi? La 25 de kilometri, am spus, da? De depozit. Și acum se pune întrebarea, câți kilometri au făcut... O altă întrebare, câți kilometri au făcut toate mașinile? De unde? Asta e matematica. Ce frumoasă este matematica. Ce minunată este la matematică. Păi ne gândim așa, la un singur transport, când a plecat din câmp, a făcut 25 de kilometri până la depozit. Și până a venit cu golul înapoi, ca să încarce pe următorul. Deci dus întors s-au făcut 50 de kilometri. Pentru fiecare tură 50 de kilometri. Fiecare tură 50 de kilometri. 50 ori au făcut de 8 mașini au făcut de 62 de ori și 4 mașini au făcut de 63 de ori. Și atunci se fac 50 ori. Ori 62 plus 63? Hai că tu ai pus o problemă foarte tare. 60. Deci. Știi, acum am mai pus într-o dificultate foarte mare. Iată că eu am tăcut. Tu te-ai gândit să adun pe 62 cu cât cu 63. Asta însemna 62 cu 63 sau să mulțești, că nu mi-am fost clar, să mulțești pe 62 cu cine ai spus tu? Cu
am apăsat pe cineva și vreau să zic că am zis 50 ori 62 plus 63. Dar nu cred că e bine. Stai să gândim. Acum este momentul în care noi elaborăm raționamentul. Dacă ar fi fost o singură mașină, câte drumuri ar fi făcut ea? Stați, o singură mașină, câte drumuri ar fi făcut ea? Câte drumuri ar fi făcut o singură mașină? Am făcut acolo 748 de drumuri. Da. Deci dacă ar fi fost o singură mașină, ar fi făcut 748 de drumuri. Du-te, vino. Și atunci dacă pentru un singur drum ea consumă, face 50 de kilometri, ca să vedem câți kilometri s-a făcut în toată perioada asta, mulțim pe 748 cu 50, cred. Aici este toată filozofia. Deci, cât privește acolo cu 62 și 63, a fost vorba de numărul de drumuri pe care le-au făcut cele 12 mașini. Deci, practic, 12 ar fi trebuit mulțit cu 50 și rezultatul odată cu 62 și pe urmă să fi mulțit cu cele 4 care mai făceau 4 ori 5, 200, încă 200 de kilometri. Dar cel mai rapid este aici, în urmă, când am înțeles noi că 747 de drumuri ar fi făcut, 748 de drumuri ar fi făcut o singură mașină, du-te vino, și cum pentru un singur drum, du-te vino, ea face 50 de kilometri, înseamnă că 748 înmulțit cu 50, că am ajuns la răspuns. Ia mulțește, 748 50. Deci înmulțim pe 748 cu 50 să vedem cât obținem. 37.400 de kilometri. Cât ai spus? 374.400. Eu nu văd demulțirea unde ai făcut-o, dar eu merg pe mâna ta. Ori 50, da? Foarte bine. 5 ori 40, 5 ori 4, 20. E pus 0 acela de la sfârșit, bun, 5 ori 40, 0. 5 ori 4, 20 și cu 4, 24. 5 ori 7, 35 și cu 2, 37. 37.500 de kilometri. Foarte, foarte perfect. Bine. Și știi, acum mai putem gândi. O putem încă gândi la ce înseamnă, hai să spunem, dacă ar fi mai multe mașini. Da. Nu, mă gândesc acum să mai avansăm cu o întrebare și să spunem așa. Dacă pentru 100 de kilometri folosești, la 100 de kilometri folosești consumul ăsta de motorină... Sau întrebarea... Asta vreau să zic, cât o benzină să folosească. Da, a intervenit oboseala, da. De acord. Uite, Alesia, hai să spunem așa, că ne-am apucat de temă, nu? Ne relaxăm un pic, am dus 2 ore de continuu activitate, foarte, foarte mult, foarte, foarte mult. Eu sunt cel care trebuia să iau o pauză, să ne luăm o pauză, să punem stop acolo, să mai povestim ceva, ce ai făcut în perioada asta de weekend. Nu? Așa trebuie făcut, nu cum am făcut noi acum. A fost lipsă de tact pedagogic. Dar nu numai asta. Nu poți un copil să-l duci 2 ore să stea în priză și cu câtă dificultate și ce lucruri extraordinare. Dar încheiem foarte repede spunând așa.
este cu adevărat cea mai frumoasă lecție cu putință. Pentru că noi am plecat de la niște exerciții care am vrut să le facem ca probă, nu ca probă, și deodată ne-a venit în minte să găsim o aplicație cu fermierul acesta și am aranjat o problemă dintr-una frumoasă, una și mai frumoasă, și mai frumoasă. Spun încă o dată că dacă vei avea curajul să o pui pe internet, vei avea cea mai frumoasă lecție care există pe internet. Va fi cel mai tare vizitată pentru că ea este naturală. Deci nu ne-am pregătit la cravată să fie nu știu ce lucruri făcute, să fie de regulă să fac scenarii, să aranjează problema dinainte ca să meargă, să se înțeleagă. Nu. Noi am fost cei care am făcut o problemă, să spunem, natural, așa cum se întâmplă în clasă. Da. Deci problema rămâne deosebit de frumoasă și tu o ai înregistrată, nu? Încă înregistrez acum. Vreau neapărat să ai bucuria imensă, imensă, că este cea mai frumoasă lecție din toate timpurile. Rămâne să discutăm mâine era o problemă pe care trebuie să o faci, nu? Ții minte că și n-am mai apucat să o facem și pe aceea cu numerele acele date și cu toate chestiile acelea, pentru că am tras de noi cât s-a putut de tare făcând această minunată problemă. Eu sunt foarte, foarte, foarte fericit și spun că nu mi s-a întâmplat de mult să trăiesc această bucurie cu o lecție atât de frumoasă și interesantă. Iar tu ai fost partenera mea în dialogul acesta și te-ai întrecut pe tine făcând lecția asta frumoasă. Spun doar că iarăși scrii foarte frumos, ordonat. Mulțumesc. Și așa asta a făcut lecția să fie foarte frumoasă. Deci cei care vor vedea vor înțelege extraordinar. Știi tu ce facem noi acum? Toți cei care nu știau foarte bine tabla înmulțire, care aveau greutăți la înmulțire, la împărțire, și sunt atâția copii din clasa a doua și a treia care au nevoie de acest filmuleț. Și noi și se întreabă, de ce să învăț o tabla înmulțire? Mă ajută la ceva? Păi am fi avut noi vreo șansă să facem problema asta acum? Nicio șansă. Și toate lucrurile acestea, deci cu o problemă practică, cum se întâmplă, cu ce facem, cu mașini, cu toate. Deci matematica se face pentru că ea servește la rezolvarea multor probleme din practică. Da? Asta. Am citit un comentariu recent care spunea, o elevă zicea că printre a 10-a 11-a și-a spus, domn profesor, vă văd atât de entuziasmat când faceți lecția și atâta bucurie pe chipul dumneavoastră încât mă întreb, aș vrea să iau și eu, dar n-am înțeles niciunii. Până la vârsta asta n-am înțeles deloc unde matematica se aplică. Deci n-am înțeles unde se aplică matematica. Ea, până la clasa a 10-a, a înțeles că matematica e o formă de asta, de corvoadă, o muncă fără niciun rost. Nu te ajută la nimic. Ce rost are să pui mâna să înveți acolo? Nu, răspunsul este că matematica este extraordinar de frumoasă pentru că a venit din practică. Și acum se întoarce și folosește. Am învățat cum să facem mulțirea, împărțirea, acolo toate așa. Și dacă le faci cu atâta precizie, nu greșești. Că dacă ai greșit undeva acolo, îți dădea mii de mașini care trebuie trebuit. Nu? Sau îți dădea numai 7-8-10 mașini. Nu. Dacă totul este perfect, am înțeles câte mașini ne trebuie, 748 câte au fost acolo. Zic așa. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să facem această minunată lecție. Un spectacol a fost. Deci o lecție minunată. Și a fost inițiativa asta. Când am văzut tabla, crede-mă că am lăcrimat așa de bucurie. Asta era ce-mi trebuia. Mai avem un pas, să te conving pe tine ca să lucrezi numai la tablă. Eu știam ce. Da, eu știam care este scopul. Pentru că aici ai șterg foarte ușor. Pe caietel măzgălești, faci tot felul de lucruri. Aici ce s-a șters, te-ai pus la...
A apărut ca într-o oglindă mulțiri, împărțirile, tot, cum ai gândit, ai pus pe tablă tu. Ai pus pe tablă tot exact natural cum ai gândit. Și de aceea lecția este foarte frumoasă. Foarte, foarte, foarte mulți copii vor vizita această lecție. Deci, de maniera în care tu, vreau să mi-o dai și mie, o să mi-o trimiți și mie ca să o văd și eu, da? Da. Acum, da. Da, că eu am să vreau să o pun și eu la prof online, probabil. Că e prea frumos, prea interesant. Ne despărțim, am obosit și eu, tu ești terminată. Da. Și spune, da, spunem că a fost o minune de lecție. La revedere, dragilor. La Pe bună revedere și ne seară. vedem pe data viitoare. Da, la revedere, cu drag.